O nouă rundă de alegeri locale duminică în două comune din județele Alba și Mureș. În comunele Poșaga din județul Alba și Chețan din județul Mureș. În 9 iunie, candidații la funcția de primar au obținut scoruri egale. Potrivit comunicatului transmis de Autoritatea Electorală Permanentă la Chețan, lupta se dă între un candidat al Alianței Dreapta Unită și unul din partea PSD. În 9 iunie, cei doi candidați au obținut câte 431 de voturi fiecare, dintr-un număr total de 1202 voturi valabile exprimate. La Poșaga, bătălia se dă între un candidat social-democrat și un candidat Liberal. Potrivit Autorității Electorale Permanente la scrutinul din data de 9 iunie, aceștia au obținut câte 345 de voturi fiecare dintr-un număr total de 690 de voturi valabile exprimate. Datele privind prezența la vot pot fi vizualizate în timp real prin afișarea pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente.